Aveți ucenici pe care îi învățați? Păi eu am învățat sute, domne, dar au reușit să confecționeze, dar problema e că nu prea se vând, că ei trebuie să ai alte surse de venit. Asta o faci nu ca hobby, ca respect față de strămoși. Eu sunt din generația care încă ține la tradiție așa, sufletește. Ei nu trebuie ca să deprindă acest meșteșug, eu știu, comercial, să facă și afacere. Te ajută într-un fel, dar trebuie să ajungi la un nivel unde să fii invitat, să participi, să faci lucruri de calitate. Dar mai întâi să facă pentru ei și să aibă așa o satisfacție, că când faci două pincă, îți amintești de strămoșii tăi, îți amintești de cărțile de istorie, de tot felul de povești din trecutul nostru și e de ajuns dacă intri în zona asta. Înțelegeți? Și asta e. Eu fac și căciuli, fac mai multe piese de astea tradiționale. Căciulii dacice, cum de astea din blana de miel. Și acolo e altă tehnică. Blana de miel nu trebuie pielea aia, că din piele se face. Nu trebuie să aibă mai mult mielul de 3 zile. Dacă îl sacrifici mai târziu de 3 zile, se fac rețurile. Și nu mai are căciula valoare. Și mielii trebuie să fie de rasa caracul sau astrahan. Și aceștia se găsesc prin Moldova, Botoșaniu și părțile Moldovei. Dacă e să aduci miel, să zici, domne, vin în Oltenia cu el, vreau să am și eu în gospodăria mea, în câtva timp, într-un an, doi, s-a degradat ca calitate și ca formă de așa, pentru că e mediu, hrana și nu e secreturile, se curcește, se întâmplă, că au mai încercat și nu, n-a dat rezultate. Deci numai acolo sunt, acolo e locul lor, zona lor. Și asta e, ce să vă mai doresc, spor la lucru. După ce se termină lucru, trebuie să ne închinăm, că așa am și început înainte. Mulțumim că țineți tradiția vie. Păi trebuie că să vă spun, face parte din existență și v-am zis, credința îți dă putere și curaj. Nu te simți singur, simți că ai pe cineva care te supraveghează și îți vrea binele tău. Și te face să gândești pozitiv.